Salutare, dragilor! Cristina, Sergiu, bine v-am regăsit la Bistro Brașov. Astăzi vă voi pregăti, ca de fiecare dată, un alt preparat. Tura aceasta, la fel, ceva de vară, super mic, lejer la un pahar de vin, alb zic eu, văd că deja l-aveți pregătit. Vom pregăti un mini burger care are la bază o cremă din brânză, care conține foarte multe ierburi aromatice. Avem o bucățică din steak de ton, ușor gătit, ușor călduț, peste care adăugăm un caviar, o salsă de citrice și niște gerbe. Deci niște aciditate, o poveste, deja parcă... Ce burger! Noi am pregătit Sauvignonul Blanc, că spunem așa doar de premieră, e vinul ăla care îți face să-ți plouă în gură, dar ce ne-ai spus tu, parcă deja crea precipitație așa de... în poveste. Deci am creat o furtună. Da. Și acum o liniște. Da, când te pregătești de masă, trebuie să ai așa lucrurile... Să fie un preludiu. Da, un preludiu să se întâmple acolo. Păi, hai să vedem ce povești vin în farfurie. Voi povestim despre vin și eu pregătesc. Da? Bun. Oh, băi, sună bine, da. E, vezi, înseamnă că și noi ne-am pregătit bine pentru că a venit Avincis, nu? Învingătorul, exact. Este așa, din Drăgășani. Din Drăgășani, da. Și aici când vorbim de Avincis, vorbim de tradiție, dar și de modernitate. Avem o tradiție începând cu 1927, practic este o afacere de familie și suntem la patra generație deja. Avem și modernitate pentru că crama este foarte modernă, foarte modern utilată. Da, am fost și... acolo și într-adevăr... Poți să confirmi atunci. Da, confirm. Ai nou și... n-a zice vechi tradiție, pentru că este Vila Dobrușa. Exact. Superbă, reconstituită în stilul ăla, nici nu mă pricep de bine, dar cred că e un neoromânesc de ziu, da, în da, acolo. Da. Brâncovenesc, neobrâncovenesc, neoromânesc, ceva, da. Da. Și partea nouă, care, sincer, eu când am fost prima dată acolo, am avut impresia că a venit așa un OZN-ul de ăsta și a aterizat pe vârful dealului. Este de wow, partea nouă care are cramă, are și ceva cazare din câte știu pe acolo. Ce să zic, e un loc absolut fabulos pe vârful dealului acolo în Drăgășani, dar cred că și mai fabulos e vinul pe care îl avem noi în pahare, pentru că avem un cuvet petit, da, nu? Petit. Un pop. Sauvignonul Blanc este de departe preferat în toată pleiada asta de vinuri albe. Uneori ar spune Chardonnay, dar noi am mers pe mâna Sauvignonului Blanc de acolo, de la Vila Dobrușa, nu? Că avem și un mic trend din trecut lângă Avincis. Dar hai să vedem dacă, nu? Corespunde aromatic cu ceea ce ne pregătește Bogdan. Da, de departe am nasul ăsta specific de Sauvignon Blanc. Vezi că eu am simțit semnătura aia de ardei gras verde și după aceea s-a dus în partea de flori interesant, s-a așezat acolo. Vine și puțin suc. Sunt foarte multe elemente care practic desăvârșesc Sauvignonul Blanc. Da, dar să știi că în completare găsesc foarte bine și arome de butoi, pentru că de lemn, mai bine spus, pentru că 40% din acest vin a fost maturat timp de 8 luni de zile în butoaie de stejar. Da. Și 60% este realizat în inox. Exact. Oh, deja a fost sosit. Ce bine arată. Deci asta e minune. Da. Minunea e cum să mâncăm. Da, acum fac. Facem așa, eu să-i pun puțin vinul lui Bogdan și ne dai și tehnica de mâncare sau ne dai numai tehnica de preparare? Eu știu ce am vrut de fapt, să-i împing farfuria, să ne arate cum se mănâncă acest preparat delicios. Da, e drăguță, dar v-am pregătit vouă, da. Așa că vă rog. Uite, Sauvignon pur sânge. Da. Nu? Îl simți, e nota asta vegetală în el, sălbaticul alb. Abia aștept să-l gustați. Da, mereu m-am întrebat de ce atât de multă pâine la burgerul ăsta. Știi, mă intimidează când văd așa capacele astea acasă. Eu sincer aș mânca doar mijlocul, știi, mi place, dar nu merge, nu trebuie să avem o simbioză acolo. Păi, trebuie poveste, să avem, nu? Ceva care să ne sprijine tot ce avem noi și conținut. Cum ți-o pare vinul bun? Pentru mine e exact ce trebuie. Rece, aciditate. Sec. Nu? Da. Super. Așa. Vezi, are și o notă ușor crocantă, așa, mie asta îmi place. Sunt vinuri pe care, știu că sună bizar ce vreau să spun acum, știi? Place să le ronțăi. Și ăsta are așa un crocant simpatic în el, nu?
s-a părut, da. Și, păi, dacă tot ronțăim aici la burger, de ce să nu ronțăim și vinul, nu? Puțin. Ton. Povești frumoase, da. Super. Așa, ca o primă concluzie a ce se întâmplă astăzi cu noi aici, gândeam că, uite, nu e o vorbă în vânt să spui că ai, pentru orice vin ai un corespondent. De ce spun asta? De câte ori vin aici la voi, la Sergos, la Bogdan, la Bistro, eu rămân uimit de multitudinea rețetelor, așa. Bă, câte imaginai? Că la vinuri, hai să zic, sunt enologi, au ei, mai fac cupaje, dar tot, avem un număr limitat de sări. Sunt într-adevăr mulți producători, multe etichete, dar nu m-am gândit că Bogdan chiar are așa, corespondent pentru toate poveștile astea. Da. Mă bucur că mă ridic la nivelul așteptărilor. Îți mulțumim, Bogdan. Și eu mă mulțumesc. Doamnește.